Hai, salutare la toată lumea și ce să vă zic, la mulți ani tuturor cu ocazia Zilei Naționale a României. Unii dintre voi cred că ați fost deja la fasole cu ciolan sau cine știe, pe la grătare, pe la... am ales să fac astăzi seara asta un live. Poate mulți dintre voi sunteți mai liberi. O să discutăm puțin despre noile produse de la, adică noua gamă de plumb de sondare de la Fidelix. Ce vi-am prezentat într-un alt material video. Eu eventual o să vă rog dacă vreți și ar fi ok pentru mine să distribuiți acest live. De ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că cu siguranță sunt și pe TikTok și pe Facebook și pe telefon și pe laptop și cu siguranță ce se întâmplă nu vă anunță pe toți. Știți că este o foarte mare cantitate de date, să zic așa, în același timp și probabil și voi la rândul vostru veți vedea alte materiale care vă face datorită faptului că alții vor distribui, da? Ceea ce și voi ați distribuit. Vreau să vorbim puțin despre plumbii de sondare, de ce spun lucrul ăsta? Pentru că este un produs care pe mulți dintre voi o să vă ajute. Mai ales cei care vreți să faceți un pescuit mai de precizie, un pescuit mai productiv, să spun așa. De multe ori este foarte important să pescuim. Haideți că o să pun și telefonul ăsta aici, să văd și comentariile și de pe o parte și de pe alta. Dacă aveți ceva comentarii, fără probleme, dați-le drumul acolo. Când o să ne oprim puțin, o să luăm și comentariile la rând sau dacă aveți alte întrebări. Dacă aveți alte întrebări legate strict de pescuitul ăsta, așa să zic, mai productiv sau mai ales pentru cei care mergeți la competiții, pentru cei care nu vreți să lăsați nimic la voia întâmplării, da? Asta e plumbul. Haideți că o să-l arăt și aici pe... O să-l arăt și pe TikTok, o să-l arăt, stai să-mi aici camera, da? Și pe Facebook. Cred că se vede și o să discutăm despre el ce vă ajută și cât de mult vă ajută. Este un plumb care, pe lângă faptul că poate să vă indice consistența substratului, adică când vorbim de consistența substratului, vorbim de un substrat moale, un substrat cu nămol, să spun așa, un substrat cu pietre, un substrat cu scoici. Acum să nu credeți că lăsând pur și simplu acest produs în apă, cei care sunteți la început de drum o să vă dați seama exact de ce informații vă transmite plumbul, da? De ce spun lucrul ăsta? Pentru că trebuie și puțin exercițiu. Să nu credeți că ai lansat acolo și deja din prima, atenție, din prima, o să reușești să-ți dai seama. Pentru sondare, adică hai să definim pentru cei care sunt la început de drum la ce ne referim noi când spunem sondare. Adică vrem să vedem ce avem în fața noastră, în zona în care pescuim, da? Deci în zona în care pescuim putem vedea, putem să ne dăm seama așa, adică nu putem să vedem cu ochii minții cumva, să vedem ce se întâmplă sub pelicula apei, adică ce adâncime avem, ce tip de substrat, dacă cumva sunt și alte structuri, da? Sau dacă cumva avem vegetație în descompunere pe substrat, pentru că e foarte păcătoasă în partidele de pescuit. Nu vorbesc de iarba aia clasică, care știți voi, mătasa broaștei sau cum vreți să spuneți. Mă refer strict la iarba în descompunere, acea iarbă neagră care miroase a mâl, miroase a... nu știu dacă toți vă dați seama despre ceea ce spun sau dacă ați avut
oportunitatea să, dacă ați avut oportunitatea să vedeți zone de astea unde e iarbă moartă, vă spun că din experiența mea am pescuit extrem de multe locații, să spun așa, am pescuit pe foarte multe locații în țară, atât în partide, să zic așa, de plăcere, cât și în competiții. Hai să spunem și în țară și în Europa și peste hotare am fost pe foarte multe locuri. Ca să ai un pescuit productiv, mai ales, atenție, la pescuitul crapului. Dacă vorbim de pescuitul crapului, la momitor, la metod, la ce pescuiți voi sau la, chiar și la coșuleț, pentru că cam asta se caută acum, să zic așa, cel mai mult. Adică am văzut mulți pescari care vor să scurteze puțin timpul petrecut pe malul apei. Nu mai este timpul de altă dată când oamenii mergeau la crap ani de zile în urmă, mergeau 2-3 zile, nu toată lumea mai are timpul așa. De-aia toată lumea vrea acum să meargă cât mai precis, să aibă rezultate cât mai bune în scurt timp. Vreau vă spun, noul produs de la Fiderix îndeplinește, să spun așa, mai multe funcții, care, bineînțeles, le îndeplinește și un alt oarecare plumb de sondare. El mai are și ceva puțin mai diferit. Una la mână, pe lângă faptul că putem determina diferențele de adâncime din fața noastră, adică de ce spun diferențele de adâncime? Vrem să vedem dacă în fața noastră avem zone cu apă mai adâncă sau zone cu apă mai mică. De ce? Asta ne ajută foarte, foarte mult. Sunt cazuri în care o să vedeți că o să pescuiți pe o zonă, pur și simplu, hai să spunem, până la 30 de metri, să spunem că aveți o apă de 2 metri și după 30 de metri urmează un prag și vine o apă de 6 metri. Da? Da, un exemplu, au mai fost cazuri. E, ce se întâmplă? De multe ori o să vedeți că în funcție de anotimp, în funcție de condițiile meteo, în funcție de mai mulți factori, s-ar putea ca cu aceeași nadă, aceeași momeală, același momitor să lansați pe apa mică de 2 metri și să nu prindeți nimic și să ieșiți puțin mai în față știind că de la o anumită distanță aveți apă mai adâncă, să încercați și acolo, ne schimbă nimic, atenție, nu nadă, nu coșuleț, nu absolut nimic, da? Să vedeți că brusc încep prezentările, da? Faptul că nu ați schimbat nimic la terminal, să zic așa, la montură, la momeala de câlig, la nadă și dintr-o dată apar, da? Apar prezentări. Asta înseamnă să scoți maximul dintr-o partidă de pescuit. Pentru cei care sunteți aici ori pe Facebook, ori pe TikTok și ați trecut prin școala Fiderix, prin proiectul Fiderix, școala Fiderix, care, iacă, este de câțiva ani, și care a informat foarte mulți pescari de competiție și chiar a reușit să ducă extrem de mult pescari de competiție în corzi, să zic așa, să aibă curajul să meargă la concursul, datorită faptului că au aflat foarte multe informații de calitate și au avut curaj să meargă. Unii dintre ei au făcut și rezultate excepțional de bune la nivel național, alții au partide super, super ok oriunde merg. Și de-aia vă spun, e foarte important să aflăm ce e în fața noastră. Deci pe lângă faptul că acest plumb vă poate ajuta să vă dați seama cam ce, dacă aveți o apă constant de aceeași adâncime prin sistemul de numărare, știți mult dintre voi, lansați și odată ce plumbul atinge pelicul apei, țineți lanseta nemișcată întinsă și numărați 1, 2, 3, 4. Ne mai ducem 5 metri mai în față, 1, 2, 3, mai mergem mai 10 metri mai în față, 1, 2, 3, opa, 4, mai un metru sau mai un metru jumate. Acum să știți că acuratețea măsurării adâncimii nu este neapărat exactă, 100%, ceva de genul la distanța aia un metru jumate. Nu, dar vă ajută să vedeți dacă sunt diferențe de adâncime, da? Dacă sunt diferențe de adâncime, asta vă ajută foarte mult. Eu de obicei cum fac, vă spun și cum procedez, ce mă ajută pe mine mult mai repede să fac o scanare mai rapidă, vă dau așa un pont, mă duc în distanța maximă în care voi pescui, da? În distanța maximă, bun, distanța maximă zicând pe
nu atunci când și atunci când o să și atunci când o să pescuim la distanță mare, pentru că cu plumbul de 50 de grame avem de 50, de 40 și de 30 variante. Asta e de 50, da? Asta e de 50. Cu asta poți să te duci și departe, să lansezi departe. Și atunci eu ce fac? Mă duc la distanța maximă care și încep să număr de acolo. Să văd aproximativ, am spus totul, nu-i bătut nimic cu el, dar te ajută. Și vin de acolo, mai trei ture de mulnetă, mai dau o dată. Sau dacă sunt distanțele foarte mari, încep să fac o filtrare, să zic așa, din 10 în 10 metri, fac 10 lanseuri, pentru că e foarte important, cu cât munciți mai mult și cu cât o să fiți mai atenți la toate detaliile, cu atât rezultatele voastre o să fie mai bune. Și aici nu vorbesc de nadă și mâneală, vorbesc de ceea ce veți face, da? În continuare, voi puteți să puneți întrebări în comentarii, o să mă uit după aia, o să vedem. Încă o dată vă spun, ar ajuta mult o distribuire, dacă nu vă costă așa mult, să zic, ar fi ok. Deci, da, vă spun, mă duc și vin, să spunem, depinde de cât de mare distanță, vin din 10 în 10 metri, deci lansez, ajunge maxim, da? Numărul 1, 2, 3. După aia ce fac? Dau 10 ture de monetă, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pun firul în clips, lansez și voi lansa cu 10 ture de monetă mai aproape. Poate moneta are 102 cm, are 95 de cm, are 70 de cm recuperare la o tură, nu contează, da? Dați de monetă și veniți încoa. E, în zona unde o să văd, deci dacă la, să spunem, la 40 de ture de monetă mai încoa, o să găsesc o diferență de nivel, mă duc puțin iar înainte și fac cu acuratețe de 3 ture de monetă. Mă duc din aproape în aproape să văd eu unde exact e diferența de nivel. E abruptă, e mai lentă, înțelegeți ideea? Și acolo, la crab știți foarte bine că cu cât te legi de o structură, de orice, orice față de ceva plan și de, ai un avantaj. Dacă, la fel de bine, zona aia poate să fie mai productivă. Că de multe ori sunt diferențe de nivel, praguri unde substratul este tare pe înclinația pragului, pentru că acolo nu se depune nimic. Și acolo se pot face scoici, pot fi colonii de raci sau tot felul de chestii care atrag crapul. Pur și simplu aluviunile sau mâncarea adusă, să zic așa, de apă, mâncarea naturală adusă, se poate propti, să zic așa, la baza pragului jos. Și de-aia vă ajută, vă spun că vă ajută foarte mult. Este foarte, foarte important. De-aia vă spun, asta e una funcția de măsurare a adâncimii. O altă funcție care puteți să o faceți cu un plumb de, cu un plumb de sundare este determinarea tipului de substrat. Și aici, pentru cei care nu au experiență, eu vă recomand să mergeți într-o zonă unde știți 100%, nu știu, că este pietriș pe fund, dar puteți să mergeți și pe un râu. De obicei, pe râu e bine să mergeți să învățați de ce, pentru că, ați văzut, pe râuri sunt zone cu pietre, sunt zone cu nisip și zone unde băltește apa, unde este mâl pe fund. Și atunci o să vă dați seama foarte bine pe râuri, cel mai bine învățați lucrul ăsta. Eu, de-a lungul timpului, așa am învățat cel mai bine. Cu cât aveți un echipament mai adecvat, adică, nu știu, să aveți și fir textil, vă dau un exemplu. Firul textil vă ajută extrem de mult. De ce vă ajută extrem de mult firul textil? Pentru că transmite absolut orice vibrație sau orice chestie, o transmite imediat către lansetă. Nu se pierde din informație exact așa cum este firul monofilament, nylon, care are o elongație, o întindere, o întindere mai mare și din cauza nu este așa precis la transmiterea vibrațiilor sau semnalelor cum este un fir textil. Dar pentru început nu are rost să, nu are rost să, care sunteți la început de drum acum, să vă luați mega echipament. Mergeți așa unde v-am spus, pe râuri, mai ales că acum nu se pescuiește, vă puteți duce frumos acolo și să încercați într-o zonă de asta, într-o duminică sau când aveți voi timp, o oră, două, cine știe, da? De-aia vă spun, pe lângă faptul că plumbii ăștia vă ajută la determinarea, ca orice plumb, de fapt, nu mai este, ca orice plumb, la determinarea adâncimii. Salut, salut la toată lumea, sunt concentrat aici, o să vă răspund, o să vă salut pe toți, nu e o problemă, dar am ales să discutăm puțin și după aia v-am spus, eventual luăm întrebări sau vedem, ne mai auzim pe parcurs. Asta e cu tipul substratului. La acest model de plumb,
Dacă vă uitați cu mare atenție, haideți că o să-l pun aici să se vadă și pe, să vedeți, o să-l pun în prima oară pe TikTok aici. Așa. Vedeți forma. Haideți că o să vadă și pe YouTube și pe și pe Facebook și pe TikTok. Dacă se vede aici în umbră, vedeți forma, e băgată și că mă întrebau în comentarii când am lăsat produsul dacă se agață de, o să vă arăt imediat și pe Facebook, dacă se agață de substrat. Vedeți forma, este de așa natură, chiar și dacă este o crenguță mai mică, vedeți să scape de ea, pentru că aceste piciorușe sunt băgate puțin înăuntru, sunt din oțel inoxidabil, da, destul de tare. Și eu zic că dacă o crenguță este mai subțire ca și creionul ăsta, cu siguranță o veți trage și o veți îndoi. Deci nu se agață. El e iarba, ia și frunzele de pe substrat, vă dați seama foarte bine și o să vă explic și cum să faceți. Haideți să vă arăt acum și pe Facebook, da? Cred că se vede tipul piciorușelor, cum arată. Hai că până aici. Aici, da? Și asta vă spuneam, că nu scapă de aici, da? Nu se agață, chiar și dacă e o crenguță mai mică, aia puteți să o trageți, să o rupeți. Important este să rămână în stadiul ăsta, în forma asta. Dacă vă este frică și ceva, puteți să înclinați, să strâmbați mai în interior aceste piciorușe și atunci vă spun sigur că nu se agață. Acum, faptul că acolo poate să existe fire textile pe substrat și ăsta, se agață. Asta este, se agață și o montură, se agață și un coșuleț, se agață și un monitor, se agață orice, da? Dar vă ajută foarte mult să, atunci când trageți pe substrat, o să vedeți că se agață. Ce fel de tip? Se agață multe iarbă, puține iarbă, frunze. O să vedeți foarte bine cum funcționează. Acum, ca să aveți o sondare eficientă, cu ele, vreau să vă spun că e important că atunci când ați determinat distanța la care vreți să pescuiți, vă setați în clipsul molinetei firul, lansați acolo, așteptați ca plumbul să ajungă pe substrat cu lanseta orientată așa spre apă, da? Orientată în față. Și după ce ajungi jos, întindeți puțin firul și începeți să trageți, cum să vă spun așa, ca și la ceas, de la 3, hai să spunem de la ora, ca să faceți o idee, trageți de la ora 12 până pe la ora 3, cum ar veni pe ceas, pe limbile de ceas, da? Trageți și după aia imediat ridicați lanseta sus și mulinați repede. De ce vă spun lucrul ăsta? Ca să nu târiți pe fund mult timp plumbul, pentru că nu o să știți niciodată de unde a venit iarba. Așa, dacă lansați acolo și aveți clipsat, trageți o singură dată, ca la coasă, să zic așa, mulinați, ridicați sus și recuperați repede. Deci atunci analizați pe plumb să vedeți, da? Este foarte, foarte, foarte ok să faceți lucrul ăsta. Aia am v-am spus în legătură cu sondarea, de ce este ea foarte importantă, pentru că o să vă ajute mult. Am văzut cazuri în care, vă spun 100%, am văzut cazuri în care pur și simplu pescari nu înțelegeau de ce nu prind, adică am avut și cazuri lângă mine. Am avut pescari care dădeau, să zic, tot cu nadă, cu ce dădeam și eu, tot cu montură de genul și nu prindeau. Și mi-a spus, mă, da, pe lângă nadă, pe lângă mâna, e foarte important să vezi și ce acolo jos pe substrat, da? Ce e jos pe substrat, da? Foarte important. Pentru că pur și simplu, lansând în altă zonă unde nu e iarbă, poate să apară prestele instant. M-a spus asta, mai ales în zonele unde e iarbă putredă. Am văzut-o de multe ori unde e iarbă moartă. Nu aveai pur și simplu prezentări. Găseai o locație, o porțiune goală unde nu era și acolo veneau instant prezentările. M-a spus, plumbul găsiți, m-au întrebat colegii în comentarii unde găsim acești plumbi. Îi găsiți pe pescuilafeeder.ro, pe magazin, sau în scurt timp probabil vor fi și la partenerii noștri, partenerii Feederix în mare parte din magazinele din țară. Dacă cumva îi doriți și
magazinul respectiv are produse Fiderix, puteți le spuneți să aducă și aceste produse în portofoliul lor. Pentru că mulți, vă dau un exemplu, și proprietari de magazin și vânzători, nu pescuiesc și la toate tipurile de pescuit. Poate unii sunt pescari de spinning, poate unii sunt pescari de, nu știu, de pescuiesc la plută, da? Nu toată lumea pescuiește la crab, la method feeder, la coșurile. Și atunci puteți răspunde, da, domnule, am nevoie de produsele ăștia, poți să aduci 2-3, nu trebuie să aducă cantități mari și o să le găsiți acolo. Vor urma și alte surprize de la Fiderix, în nou sezon ce va urma, vom avea mai multe produse noi, nu o să divulgăm încă, o să vedeți, o să vedeți că o să fie ceva surprize pentru la anul. Și cum am promis așa, o să, dacă aveți ceva întrebări legate de chestia asta, puteți să puneți întrebări, că o să luăm încet întrebări și să vedem dacă mai doriți ceva informații. Data trecută am luat primele pe TikTok, am luat, acum hai să vedem, le luăm pe Facebook și după o să le iau și pe TikTok aici, așa. Salut, salut, vom distribui, salut, 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 salutare la toată lumea, iarba moartă care de multe ori avem și trăsături, falsă ran fără înțepătură. Nu știu, eu nu am pățit chestia asta și să dau vina pe iarbă din punctul ăsta de vedere. Probabil și peștii se hrănesc cu precauție. Alea se mai întâmplă să ai ranuri false și să nu ai înțepătură. Se întâmplă ca peștii să vină acolo, să facă forfotă, mai ales dacă e un pop-up foarte, foarte flotant, pentru că multă lume nu știe ce se întâmplă. Peștii când vine acolo, pun cârligul în mișcare, da? Și se agăți peștii ori de aripioară, ori de coadă, ori de asta, și atunci îi pleacă glonț, așa să zic, covrig și nu înțepi. Dar asta, încă o dată repet, ei vin acolo la nadă, dar nu se încumetă să absorbe de pe substrat. Da? Și din cauza aia se întâmplă chestia asta, ranuri și pur și simplu să nu ai pește, pentru că a luat cârligul de afară, da? Și știți foarte bine că nu prea intră, mai ales că pescuie cu cârlige mici și nu prea intră, să zic așa, tot cârligul. Și atunci ori scapă, ori vă trezesc cu cârligul îndoit din trățătura aia, să știți că e tot de afară. Și aia una din cauze. Să vedem. Ce mai intrat aici pe Facebook? Uite, și pe Platon, salut Platon, și nu cu ochii pe tine. Ești pe Eddie, salut, salut. Acest model este rudă cu cel din școala Fiderix Master. Da, acolo în școala Fiderix Master, dacă ați văzut, cei care ați trecut prin proiectul ăsta, din școala Fiderix, care o găsiți disponibil la școalafiderix.ro, sunt mai multe cursuri care vă învață cum să fiți mult mai eficienți pe scutul care îl faceți, care 100% dau randament maxim, da? Atunci eu am făcut o chestie, ați văzut, voi am improvizat ceva, dar cu timpul am zis, hai să vedem, chestia era foarte eficientă pentru pescuit și am zis, hai să vedem cum putem să o punem și în valoare și să o oferim clienților care apreciază, așa să zic, sunt consumatori ai produselor Fiderix. O întrebare, oftofile folosit pelete de nutriție și împlinit la cârlig pe sălbatic și dacă dăm ce perioadă dăm, îi mulțumim, ceva ai pentru noi. Am folosit pelete de cril, ce zici, am folosit la mreană, am mers bine. Am dat și la crab, dar de obicei unde dau la crab sunt și raci și scoici și le cam atacă. Deci am pățit-o, dădeam și le atacau. Și atunci știi foarte bine, mai ales la crabul sălbatic, trebuie să stai mult timp acolo. Trebuie să stai mult timp pe prezentare și nu mă comentam să stau și să aștept că cârligul e gol. Și atunci, de obicei, prefer merg mai tare, mai dulci, care nu le ia racul sau chiar boabe de porumb pe apă sălbatică. Dar la mreană, cum aveam prezentări mai dese, mergeau de minune, pelete de cârlig pe cârlig, mai ales și cu boabe de porumb, în combinație erau super grozave, știi? Fița mare, ce înseamnă finețe? Contează și grosimea gutei. O folosesc la Bugu 035, pun agrafă, cățelnă cu tăstit, că o altă așa. Așa le cumpăr.
cumpărate din magazin cu spin sau fir de păr, cum ați folosit dumneavoastră până la urmă, contează și grosimea butonului sau doar rigul de jos. Ce se întâmplă? Cu cât ai firul mai gros la linia principală, nu afectează pescuitul, dar în schimb afectează distanța lanseului. Pentru că cu cât ai un fir mai gros, cu atât lansezi mai aproape, adică nu poți să te duci foarte departe. Nu are legătură linia principală, mai ales pe lac, da, cu ce montură ai tu jos. Acolo e foarte important montura care o ai tu jos acolo, adică cât de fină e. Prima chestie, cu cât e ansamblu mai rigid, da, cu atât șansele că atunci când folosești o montură fină să rupi gura peștelui, buza sau să îndrepti scâlnicul sau să rupi struna, cresc. Da? Se folosește și lansete mai fine și multe alte chestii. Hai să vedem ce mai luăm aici și după trecem și pe TikTok imediat. Așa, salutare. Uite și pe Benny Brim. Hello, Benny Brim. Este un prieten din Olanda, component al lotului național Olandei, de ani de zile la rând, multiplu campion, vicecampion mondial. Ne-am întâlnit de câteva ori la mondiale. Am observat o chestie, după ce lansăm 3-4 minute și tragem către mine 50 de centimetri, pleacă super repede. De ce? Nu știu la ce faci referire, știi? Nu pot să-mi dau seama. Dacă o tragi pe tine, mă, normal n-ar trebui. Dacă, da, poate să fie același lucru ce, uite, ce zice și Aurel, dacă e mâinul mare, s-ar putea ca tu să o îngropi acolo în mâini, să nu-ți dai seama. Atunci când o tragi, peștele are acces la ea. Poate să fie lucrul ăsta. Dar de obicei vine la metod când ai lansat-o să rămână exact acolo, să te asiguri, dar e foarte important să corelezi și greutatea cu tipul de substrat. Pentru că dacă pur și simplu o să pui metod 80 și mâlui atât și el intră atât în mâl, nu o să ai prezentare. De aia e foarte important, vin prezentările și când faci stoparea bine, pentru că tu o așezi pe apă, nu intră ca și glonțul în apă. Da? Foarte important. Bun, hai. Și pe Facebook mergeți în continuare, mă uit și aici să văd pe TikTok, că n-am făcut nimic, stai să n-apăs seara pe niște butoane, cum am tot făcut pe aici, nu prea s-a familiarizat cu live-urile ăștia pe TikTok. Bine ai venit, salut, la mulți ani. Bogdan a trimis, ce asta, floare, trandafir, a urmărit, respect, așa, mai multe apreciere, așa, uite pe Miții, ceau Miții. Lucian, ești numărul 1, a distribuit, ciao, șeful la feeder, salutare la mulți ani, eu sunt amator de feeder, da, toată lumea a plecat de la amatorii, stai liniștit, toată lumea a plecat de acolo, să nu credeți că niciunul dintre noi, pescarii care avem experiență de mulți ani în urmă, sau au plecat de la, nu, mi-aduc aminte când am făcut switch-ul ăsta, să zic, între metod feeder și coșuleț, acum mulți ani, mergeam la concursuri în care eu pescuiam la metod, restul pescuia la coșuleț și atunci lumea și-a dat seama încet care sunt beneficiile, care e avantajul, și de atunci au început să se folosească foarte mult. Primele switch-uri, am și povestit, s-au făcut pe Corneș când am folosit acolo prima oară metodul, să zic așa, în competiții, și atunci s-a văzut eficiența, pentru că am avut și cazuri de 50 de prezentări la una, atenție. Ceva foarte multe acolo, câștigam toate concursurile pe vremea aia și încet, încet de acolo s-a schimbat, am mers și pe alte locații, după aia am mers și pe alte, dar o să povestim odată, dacă vreți odată o să povestim, mai ales că acum s-a cam terminat cu ieșitul, da? În continuare pe Facebook puteți să scrieți că o să mai iau și de acolo. Mai ales pe vremea rece contează multe lucruri care BTU le știe. Da, contează foarte, foarte multe. Foarte, foarte multe lucruri. Sondaj la distanță de maxim 50 de metri. Poți să faci, depinde în funcție de experiența care o ai. Cu cât ai experiență mai mare, cu atât te poți duce cu sondajul mai departe și mai departe și mai departe. Dar, încă o dată, repet, trebuie să câștigi experiență. Noi o să mai discutăm multe, eventual și cei care sunteți pe TikTok, dați urmărire la pagina FeederX România, dați urmărire acolo
și o să vedeți că o să mai discutăm. Iarna e lungă și poți să mai facem așa seara live-uri și să uităm de vremea rece, să vine mai repede primăvara. Salutare, domnul Luci, salut! Iarna este cel mai greu de abordat peștele. Da, de ce este cel mai greu de abordat? Nu că nu se prinde, se prinde și iarna, dar peștele nu mai circulă ca atunci când este vara, când caută mâncare. Nu, el se duce către zonele de iernare, de hibernare, cum vreți să-i spuneți, și nu se mută de acolo. Dacă ai plasat-o la bot, o ia, am avut partide. Lăsați că o să vedem... Poate în această iarnă să vedem în condiții extreme și să explicăm un pescuit de la cum se face. Adică, care sunt factorii importanți. Nu, cel mai important atunci va fi localizarea și o să discutăm despre asta, știi? Da, mie și mie un pui, tata, ești campion aici. Aici mai am și, să zic așa, spectatori care sunt cu porumbei. Eu pescuiesc cu curent. Apa este rece, crapul la bază pentru mine. Așa. Să transmiteți live împreună, nu știu ce a apărut aici. S-a alăturat utilizatorul să transmiteți live. A, probabil am avut ceva invitație să se alăture la live. Pentru pescuitul crapului din barcă, recomand motor electric sau termic? Nu contează ce motor ai. Părerea mea este că depinde cât de departe vrei să te deplasezi. Îți dau un exemplu, dacă trebuie să te deplasezi pe distanțe mari și ești pe o apă de întindere mare, nu aș recomanda motor electric, pentru că dacă te prinde valul sau furtuna sau ăsta, la nu au cine știe ce cuplu. Și eu, recomandarea mea este să optezi pentru ăla termic. Te ajută mult, te ajută mult mai mult. Are și putere, are și... Depinde ce tip de barcă ai. Dacă ai o bărcuță mică și gonflabilă și... pescuiești doar cât să ieși în fața zonei unde te-ai campat, atunci poți să iei unul electric, nu-ți trebuie termic. Depinde de distanță. Cu cât mergi mai departe cu barca, cu atât îți trebuie un motor mai puternic. Îți răspunde sâmbătă, ai răbdare. De unde iau plumca asta? Salut! Plumb ca ăștia, ți-am spus, poți să iei de pe pescuirafeeder.ro sau poți să cauți produse FeederX. Pe Google sunt multe magazine în toată țara care distribuie produsele FeederX și pe online și o să-l găsești, știi? Am răbdare, duminica urma gazda, însă ce culoare trebuie să scrie ca să primim un răspuns. Pescar Hasliu. Eu zic că e filmare înregistrată. Am spus și mai devreme că discutăm și după aia luăm întrebările, nu? Ca să nu întrerupem foarte des. De? Răspunde tu la întrebarea asta, să văd părerea ta. Să le spun cu drag. Eu cu electric merg și n-am treabă, e ce trebuie. Da, v-am spus încă o dată. Motorul, din punctul meu de vedere, ține foarte mult de distanța la care vrei să te deplasezi. Aia contează mult, da? Dacă nu te deplasezi mult, am văzut pescari care pur și simplu parchează mașina pe mal și se pun cu barca, pescuitul din barcă e foarte avantajos, că poți să te poziționezi cum vrei și în curent puternic și în tot, și dai lângă cioate, și dai lângă structuri, și dai lângă praguri, și dai unde vrei. În fața pomilor înclinați, e altceva, e mult mai bine decât să pescuiești cu de pe mal. E mult mai ok, știi? Eu am video extrem super mulțumit. Eu am gândit la electric pentru că e sensuros și nu sperii peștii. Asta cu speriatul nu vreau să vă spun 100%. Asta cu speriatul am văzut eu cu ochii mei. Am văzut crapi, erau sub niște pomi și urmăream. Și chiar a trecut cineva pe acolo la 2 metri de ei cu electricul. Nici nu s-au clintit. Nici nu s-au mișcat. Eu zic că nu se sperie. T-81, să transmiteți împreună. Vorbești cu noi, dar noi cu tine nu. M-am spus că le iau la rând după aceste. Unde găsesc plunca asta să comand? Am spus puțin mai devreme. Așa, aici vorbesc de... Ai trecut de la porumbei la pește, nu te pricepi la niciuna.
Probabil. Asta e, nu toată lumea ne pricepe la toate. Așa, aici a fost scris cum nu vede. Bun. Lucești puțin din transă, te rugăm. Hai să socializăm aici. Se ia o baterie cu descărcare lentă special pentru motoare electrice. Pentru motoare electrice eu n-am folosit foarte mult, dar prietenii care au, tot așa recomandau, bateriile cu gel. Sunt mai ok, rezistă la mai multe cicluri de încărcare, din ce îmi spuneau ei. Aș vrea să vorbesc prostii, nu mă pricep foarte bine la alea. Ce preț are acest plumb? Este undeva sub 10 lei. Bă, că mă apare aici să intre în live, dar nu acum vreau să spun la ăștia. Ai devenit spectator, așa merită. Cristi, las cu trandafiri. Am primit ce am primit aici? Flori, trandafiri, ce sunt ăștia? Greutăți? Mulțumesc, dar nu știu ce sunt cu ăștia. Un mascul consamin pe 0,4 ai disponibil. Avem de toate. Tot mai devenit așa. De unde comand? Cum am spus, pescuit la feeder.ro. Monica a trimis trandafiri. Mulțumim. Nu știu ce sunt cu trandafiri. Am mai spus cineva că nu știu ce puncte, ce faci cu ele, habar nu am. Ai pescuit vreodată la mreană mare cu bulețe de pui prăjit? Nu, nu am pescuit niciodată cu carne, să zic așa. Ce s-a întâmplat aici? Iar am apăsat aici. Cum dai un click mic aici? Aha, hai că... Pe TikTok ce primesc sunt bani. Ce bani? Așa. De ce nu ești la campionatul mondial în Africa de Sud? Pentru că în anul când s-a făcut preselecția pentru campionatul mondial, eu nu am participat la competiție, am luat o pauză, mi-au fost suficient 10 ani la rând de competiții, de sute de competiții, sau poate chiar mii, și am zis să iau o pauză. Anul ăsta am mers la câteva competiții extrem de puține în comparație cu cei care au fost și m-am calificat la toate mondialele, la disciplinile la care am participat. De-aia nu am fost acolo, că nu aveam cum, pentru că de-aia spun, nu am participat. La fel de bine puteam să particip și să nu mă clasez, să nu mă clasez în echipă. La sondat dacă se agață, eu cred că este iarbă. Nu neapărat, să știi, nu neapărat. Depinde de ce se agață, știi? Salut, de ce prind doar scobar mici? Prinzi doar scobari mici că mergi pe o zonă unde sunt doar scobari mici. De obicei nu se stau amestecați. Din ce am tot urmărit eu de-a lungul anilor, unde-s mici, sunt mici. Unde-s mari, sunt mai măricei, știi? Nici la Pojena nu vrea nimic. Ce se întâmplă acum? Și pe Dunăre deja apa s-a răcit, peștele își reduce mult din activitate, se trage către locurile de iernare. El toamna asta a acumulat grăsim, de aia am făcut niște... Mi-am niște materiale video făcute, care n-am apucat să le postez. O să le mai editez și o să vă mai prezint niște partide. Tot așa, pe Dunăre, la Crab. Apă rece, ce recomanzi? Sondare, localizare. Da, Florin Tudor, sondare și localizarea pe apă rece e sfântă. Da? Obligatoriu. Ce grosime folosești pe tambur atunci când pescuiești la coșuleț? Cred că te referi la pescuitul la linia principală. De obicei, pe toate lansetele am un fir de 0,22-0,23, cel mai optim. Ăla-l pescuiesc, știi? La linia principală. Ce-ți place, porumbei sau pescuit? Îmi plac ambele, sunt pasiunile mele și am și niște business-uri din pasiunile mele și asta e jobul meu. Metod small este ok? Da, în sezonul rece, metodul
small este ok pentru că nu trebuie să cărăm cantități de nadă, ci trebuie să localizăm peștele și nu trebuie să le speriem, trebuie să fim mai discreți. Unde comand că nu a fost pe fază? Pe pescuit la feeder.ro. Salut, Cean, un fie bun pentru pescuit, pentru feeder pescuit la crab. Mă gândesc că te referi la fir, dar nu știu la ce fir te referi. Pentru linie principală sau pentru legat la călic? Maxim 30 de grame. Așa. Ce ai făcut la ultimul concurs? La ultimul concurs am fost tot așa, am fost pe Cornești. Ce se întâmplă? Chiar atunci a fost primul ghes din an, două zile la rând. În prima zi am prins, nu mai știu, a doua cantitate din concurs, parcă de pește. Am făcut doi pe sector. Și în următoarea zi am tras un stand mai puțin productiv. Am prins ca și număr de pești, la fel ca și majoritatea, doar că diferea puțin de talie. Nu știu, am ieșit în primii șapte, ceva de genul, dar pești nu se mai deplasau, a fost un pescuit puțin mai dificil. Cei care au căzut din nou în față, dacă gădeam de două ori, trăgeam de două ori în față, era bine, puteam să zic eu ieșeam pe podium. Dar na, am tras pe standul ăsta unde cu o zi înainte s-a luat, cred că și cea mai mică cantitate. Dar erau pești acolo, nu era asta problema, erau mai puțini. Am prins numărul care trăia de pești, dar au fost mai mici față de ce au prins alții, au prins și crap. Nu am prins la crige fără barbetă. N-are nicio treabă, că cu barbetă, că e fără barbetă, vei prinde, garantat, știi? Un fir bun pentru fel de la pescuit, crape Dunăre. Pe la crape Dunăre eu folosesc nu foarte groase, bun 0,30. Poți să folosești, eu folosesc mult de la Craluso și mi se pare ok, știi, firul. Linie principală, da, maxim 0,30. Și mie un Daiwa pentru distanță bun, nu prea scump dacă se poate, nu știu ce lansez de la Daiwa pentru distanță, dar asta cu distanța v-am mai spus-o și o repet, e din experiența care o ai, din lanseuri, da, din, nu știu cum să spun, din repetiție, da? Trebuie să te obișnuiești că degeaba ai o lansetă bună și n-ajungi cu ea, știi? Ai uso și cu porumbei pe TikTok? Da, am și cu porumbei. O marcă bună de fir ce recomanzi? Eu folosesc firele de la Craluso și sunt foarte mulțumit de ele. Le folosesc de circa 10 ani și sunt foarte mulțumit. Știi? Hai să vedem ce mai avem și aici pe Facebook, că o să încheiem. Așa, ieri pe o vreme super urâtă am avut o partidă ca vara. Am găsit peștele la 50 metri în fața pontonului. Toți se căutau la jumate sau nimic, iar eu l-am zăpăcit. Da! Acum cu cât e mai rece, peștele e tot mai grupat. Când ai dat de el, l-ai prins, știi? Salut, la nadă pe Dunăre, la nada dau și aromă, mersi, nu. Nada care a fost pentru Dunăre este nada de la Feeder X, Wildu, care e probabil cea mai folosită nadă din ultimul an după apele sălbatice din România pentru crab. Și nu folosesc pentru că are tot ce trebuie acolo, nu trebuie adăugat absolut nimic. Dacă mai adaug ceva, o strici ca și aromă. Ea este perfectă, știi? Bună seara, pe rău de 1 sau 1,5 pentru scobar, ce merge? La scobar eu foloseam Feeder X Super Scobar, 1 la 1 cu pământ și vierme opărit în coșuleț. De unde pot... produsele văzute videoclip Wild de usturoi și pinei pe în București, aveți magazin? Nu avem magazin în București, dar să avem foarte multe magazine colaboratoare în București. La toate magazinele mari din București găsești produsele Feeder X și mai ales magazinele din țară. Doar probabil trebuie să întrebi acolo, știi? Sigur le-au. Marcă bună, așa, ruptură din trăsătură pe 50, pe direct am avut acum o lună. Da, cu cât e, poți să ai și 0,50, ce se întâmplă? De obicei, în zona cu structură unde stă crapul, el și dacă întinde firul și atinge de un pom, de o scoică, de ceva, se taie indiferent de cât e gros firul. Dacă trage și din, dacă trage și din scurt, îți rupe.
De obicei eu am frânele reglate și oricând vrea să tragă, pleacă puțin fir și scap de ruptură, știi? 390, prafil de 30, stă pe loc cu metode 80. Eu cum am dat din barcă, dau în josul curentului, da? Ancorez barca sus, las ancora, mă împinge curentul în față și mai pun o greutate în capăt. Să nu mă ducă stânga-dreapta când vin valurile de la vapoare, vorbesc de Dunăre. Și atunci dau și josul bărcii, și atunci dau și cu metodul de 30, că nu-mi ridică curentul de pe fund. Și nu mi-l duce stânga-dreapta, că dau în josul bărcii, știi? Adi din Arad are produse de la voi. În toată țara, aproape toată țara găsiți produse Fidelix la magazine, mai ales în orașele principale, știi? Uite și pe Alex, mă înțelegeți, cum zice? Salutare! Pescuit de pe mal. Dacă pescuiești de pe mal, atunci îți trebuie monturi mai grele. E foarte important ca montura să rămână pe loc. Și atunci, dacă stai monturi mai grele, eu cu fir de 30 lansez și de 120 de grame. Nu e o problemă. Vreau să vă spun că la o competiție în Slovacia trebuia să pescuiesc coșulețe de 150 de grame. Mari, încărcate cu nadă, ajungeau la 300 de grame. Și le lansam cu fir de 0,23. Dacă nu smucești. Și faci catapultare, așa, se duce, nu rupe. Știi? Cam asta e. Ce să vă zic? Haideți că ne mai auzim. O să mai facem și alte materiale. Ne mai auzim și pe Facebook și pe TikTok. Nu uitați să dați urmărire cei care nu ați dat la Facebook și la TikTok. Ce îmi zice aici? Nu știu, cu ăsta am mai multe butoane aici pe TikTok, cu ăsta nu prea le știu eu pe toate. Ce tărce, Dumnezeu, spuneți. O să mai încercăm noi pe aici din butoanele astea. V-am salutat, nu uitați, dați urmărire, ne mai auzim, vă mai țin la curent cu ce mai este și toate cele bune. Ciao, ciao. Hai că închizi aici și închidem și pe Facebook.